nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, fac fapte urâte, nu este niciunul care să facă binele. Domnul se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor, să vadă de este vreunul care să aibă pricepere și care să caute pe Dumnezeu. Dar toți s-au rătăcit, toți s-au dovedit niște netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Și au pierdut mintea toți cei ce săvârșesc fără de legea, de mănâncă pe poporul meu cum mănâncă pâinea și nu cheamă pe Domnul. Ei vor tremura de spaimă când se va arăta Dumnezeu în mijlocul neamului neprihănit. Râdeți voi de nădejdea celui nenorocit, dar scăparea lui este Domnul. O, de ar porni din Sion izbăvirea lui Israel, când va întoarce Domnul înapoi prinși de război ai poporului său, Iacov se va veseli și Israel se va bucura.